Primii cetățeni de onoare ai județului Sibiu au urcat vineri seara pe scena Festivalului Internațional de Folclor Cântecele Munților. Ion Besoiu și Lucreția Ciobanu au primit astfel aprecierea întregii comunități sibiene pentru întreaga lor carieră artistică. V-am cântat 50 de ani pentru că v-am iubit. Acestea au fost cuvintele adresate de către Lucreția Ciobanu, celor care au umplut Piața Mare chiar înainte de a primi titlul de cetățean de onoare. V-am cântat peste 50 de ani fiindcă v-am iubit. Mult înainte! Nu puteam să trec peste cântecele noastre, aveam un glas cu care eu puteam să cânt orice. N-am făcut-o pentru că mi-a spus nespus de dragi. Niciodată nu s-au cântat ciobanii mai mult ca acum. Ion Besoiu, o altă personalitate născută la Sibiu, le-a amintit concetățenilor momentele cultural-istorice care au avut loc chiar în Piața Mare a orașului. Mă înneacă emoțiunea în această formidabilă piață a orașului meu de Baștină. Sunt mai mult decât onorat. În această piață în care s-a cântat s-au cântat pasii atâtea personalități din istoria culturii noastre românești, culturii naționale, multinaționale din acest oraș și vă sunt recunoscător pentru aprecierea dumneavoastră. Centrul orașului a fost plin de oameni. Ei au admirat portul, muzica și jocul tradițional românesc. Șase țări din întreaga lume, invitați din România, din diferite zone folclorice ale țării și peste 20 de vedete ale muzicii populare românești. Îmi face foarte mare plăcere să viu să văd după 10 ani un spectacol autentic, adevărat. Junii Sibiului! Cel mai mult, ai noștri, bineînțeles. Toate spectacolele frumoase. Fiecare în zona lor, din Daia. Fiecare are zona lui folclorică. Aia tot ne place. Știi ce e mai frumos? Foarte frumos, toate tradițiile, toate obiceiurile. Să vină în fiecare an. Fiecare an este în fiecare an. Totul. Festivalul de folclor Cântecele Munților a fost anul acesta la cea de-a 38-a ediție.